Satele Totemen numește Murat și mine s-a zvit la top 5 jocuri. Astăzi vom face top 5 jocuri copiate după CSGO. Ok, primul joc este Bullet Force. Ok. Bullet Force se numește. Ok, jocul ăsta seamănă cu CSGO. Este varianta CSGO ăsta. Probabil mulți dintre voi ați auzit de jocul ăsta. E un fel de CSGO. Ah, m-a omorât. Da, e un fel de CSGO. Da, jocul ăsta îl știu de mult ăsta, Bullet Force. Ok. Asta e jocul, dar e CSGO. Da, tot, da, este, da, un CSGO este. Ok, după aia începem al doilea joc. Ok. Ok, m-a omorât. Ok, și... Ok, următorul joc. Următorul joc. Ăsta e jocul. E un fel de Counter-Strike. Ok, următorul joc. Ok, al doilea joc este Fort Assault. Ok, tot un joc Counter. Tot un joc, dar este varianta Counter-Strike. Ok. Da, ai făcut după... Jocul ăsta ai făcut după... Că CSGO. E varianta Counter-Strike CSGO. Stați un pic, să ies un pic. Da, v-am mai filmat jocul ăsta. Dacă ți-o minte, am mai filmat Fort Assault. Da, e un fel de CSGO în jocul. Uitați și jocul. Toată lumea zice că jocul ăsta e foarte tare. Fort Assault. Ok. Așa ar crede jocul ăsta că e tare. Dar e tare oricum. Cu grafică. Chiar se merită și să ce jocul ăsta.
Ok. Se merită jocul ăsta, oricum. Are o grafică excelentă. Oricum, a apărut de mult pe telefon. E ca la ca special grup. Mamă, că țin amici. Ok, și ai făcut și după mapa lui CSGO. Din CSGO. Și ai făcut după harta asta. Ok, următorul joc. Ok. Ok, următorul joc. Ok, a treilea joc este Critical Ops. Care unde trebuia să auzi de jocul ăsta? Da, Critical Ops se numește. Care mulți trebuia să auzit? Poate ați și jucat jocul ăsta, oricum. Și am jucat Critical Ops. Da, treilea locul 3 este Critical Ops. E, mulți trebuie ați auzit de jocul ăsta. Nu, nu. Aș vrea să mai fac episoade cu Critical Ops. Nu, cred. A, eu sunt ăla, ha. Am înțeles. Chiar e făcut după CSGO. Toată lumea zice că Critical Ops e făcut după CSGO. Poate mai facem episod de Critical Ops. Am dat ce mi-e de seria de Critical Ops. Bă. Nu, nu. Eu câștigam de multe ori la Critical Ops. Nu uitați, oameni buni, să apăsați butonul de like dacă vă place și vreți top mai multe top 5 jocuri. Top 5 jocuri. Dacă vreți în continuare. Și să-mi spune ce topuri vreți să jucăm. Pe telefon. Să-mi spuneți voi. Un comentariu. Dați un like, să vă abonați la canalul meu. M-am headshot. Critical Ops. Ok, opa. Ok. Ok, asta e Critical Ops. Ok, următorul joc este, a patrulea joc este... Ok, a patrulea joc este Stand of 2. A patrulea joc. Stand of 2 este. Care multe v-ați auzit?
Hai să jucăm. În fine, Stand of 2. Că de ce ăștia că Stand of 2 e ca CSGO, da, e făcut pe mapa lui CSGO. Care a făcut și can. Și mie îmi place Stand of 2. Mă gândesc săptămâna viitoare să facem un live stream cu Stand of 2. Săptămâna viitoare. Că cred că ori luni, ori miercuri. Oricum, luni nu pot. Am uitat. Mama, am puțină treabă. Miercuri, chiar nu pot miercuri. Poate sâmbătă, nu știu. În fine. Da, Stand of 2 se numește. Stai mă, să-mi iau armă. Ok. Stand of 2. Jocul ăsta, am auzit de jocul ăsta, am mai făcut episoade cu Stand of 2. Vreau să fac un live stream cu noul update. Vreau să fac un nou live stream cu. Că bagă multe caractere. Wow. La Stand of 2 bagă multe caractere. Bagă cele mai tari caractere la Stand of 2. Dar la Critical 1 nu prea bagă. Dar la Stand of, mamă, Stand of 2 e mai tare. E cel mai tare jos Stand of 2. E tot. Oh, nu am câștigat. Mamă, dar ce tare. Ok, asta e locul, asta este a patrulea joc, da. După aia urmează a cincilea. Ok, m-a omorât. Ok, trecem la următorul joc. Următorul joc. Ok, a cincilea joc este ultimul. Este Modern Strike se numește. Numește Modern Strike. Probabil mulți te trebuie să auzi de jocul ăsta. L-am instalat acum 2 zile. Da, Modern Strike este. L-ai făcut după varianta CSGO. Da, e făcut după CSGO jocul. Se numește Modern Strike. Poate o să filmez și Modern Strike. Ar vrea să mai joci și Modern Strike. Asta e a cincilea joc. Mai era și special grup, dar nu o să-l adaug. Că nu mai are rost. Chiar e după CSGO ăsta. Ăsta Modern Strike e cel mai tare. Am auzit că e cel mai tare joc. Jocul ăsta de anul ăsta. Chiar e făcut după, chiar e făcut și după CSGO. Tare. M-am pușcat. Hai, frate, că m-am pușcă. Da, ăsta e jocul, ultima. Ok.
Și după cum vedeți, e făcut după CSGO. L-a făcut ăștia, l-au făcut CSGO. Da. Ok, să ieșim. Să încheie și noi episodul. Da. Ok, frate, eu cam ateteze cu top 5 jocuri copiate după CSGO pe telefon. Eu am fost Murat și mai pe data viitoare. La revedere, pa, pa!